Un adevărat carnagiu a avut loc la miezul nopții trecute pe drumul național 65 la intrarea în Val și dinspre Craiova. Patru tineri din Slatina cu vârste între 20 și 27 de ani și-au pierdut viața în doar câteva secunde după ce autoturismul în care se aflau a fost strivit de un tir pe care îl acroșase. Șoferul tirului a rămas șocat de cele întâmplate în ciuda eforturilor de a evita impactul. În urma cercetărilor efectuate de către polițiștii serviciului rutier Olt, a reieșit faptul că un tânăr de 24 de ani din municipiul Slatina, în timp ce conducea un autoturism pe drumul național 65 din spre Craiova către orașul Balș, la intrare în localitate, a pătruns pe sensul opus, unde a intrat în coliziune cu un autotren. Drama a fost anunțată la 112 de o asistentă medicală de la serviciul de ambulanță Dolj, care transporta o pacientă la spitalul din Slatina. Femeia a încercat să acorde primul ajutor, dar și-a dat seama că victimele sunt decedate, fiind desfigurate de caroseria mașinii, în care a mai rămas intact doar portbagajul. La sosirea echipajelor, cele patru persoane aflate în autoturism prezentau leziuni incompatibile cu viața, fiind constatat decesul acestora. Ulterior s-a acționat pentru descarcerarea victimelor, autoturismul fiind avariat într-o proporție foarte mare, aproximativ 80-90%, pentru extragerea acestora fiind necesară îndepărtarea mai multor elemente de caroserie. Șoferul autocamionului în vârstă de 58 de ani din orașul Balș a fost preluat de echipajele medicale, conștient, cu traumatism craniocerebral și transportat la spitalul din Slatina. Surse din apropierea anchetei susțin că tinerii se întorceau de la Craiova, unde luaseră parte la o petrecere la care se consumaseră droguri. Stupefiantele fuseseră aduse chiar de șofer și amicii lui, cu toții cunoscuți drept comercianți și consumatori de stupefiante. Astfel se explică viteza foarte mare cu care circula mașina și lipsa de reacție la avertizările acustice și luminoase făcute de șoferul de tir înaintea impactului. În urma impactului, cele patru persoane care se aflau în autoturism au decedat. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Necropsia cadavrelor va fi realizată mâine. Anchetatorii l-au solicitat legiștilor să recolteze și probe biologice pentru testul antidrog.